Revenind a doua parte a emisiunii noastre, vorbim despre problemele din traficul buzean. Reamintim, în studioul Campus TV se află subcomisarul Remus Nicula de la Poliția Rutieră din cadrul IPJ Buzău. Haideți să citim câteva dintre mesaje, domnul Nicula. Una dintre probleme este legată, iată, la școala 11, spune cineva. Există riscul de accidente în rândul copiilor dacă nu le interzice și conducătorilor auto să intre în cu mașinile la poarta 2 către garsoniere. Știu, gangul acolo. Intrarea profesorilor, cred că e pe acolo. Da, eu am terminat școala 11 și exact în corpul acela am învățat, chiar la un an de zile după ce liceul Contactori a fost mutat în altă parte. Acolo am învățat eu timp de 4-5 ani, cred că. Da? Și știu intrarea, știu tot ce înseamnă configurația acestei școli 11. Într-adevăr, există o variantă, dar dacă introduci autoturismul acolo pentru că nu ai altă cale de acces prin spate, în spatele garsonierelor, într-adevăr este un drum între terenul de sport și blocurile acelea, dar nu are corespondență, că ar fi fost ideal dacă ar fi fost un drum prin spate să poți să ieși între grădiniță, între cămin și blocurile de garsoniere și puteai să deviezi traficul prin zona respectivă și acolo rămânea acel drum foarte, foarte bun. Era ca să și reveneai pe în drumul principal. În drumul principal. Exact. Era excelent pentru că deviai toată circulația, toată grija era numai acolo, nu mai ajungea în intersecție. Deci era foarte bună, dar ați văzut și dumneavoastră că eu am spus de multe ori la 7:20 dacă veniți să vedeți strada Chiristigii, nu știu. Vedem că e aceea, da, nu spun că este, nu spun că este pustie, dar spun că dacă am începe să venim, să aducem copiii și mai ales când sunt precipitații afară mai devreme, vorbesc de în jur de 7:15, 7:20 am ajunge, pentru că noi vrem să plecăm toți de acasă la aceeași oră și să ajungem tot la aceeași oră în același punct. Și este foarte greu să nu se creeze acest disconfort, acest ambuteiaj, pentru că oprești, există un timp, ai oprit, a coborât copilul și a trecut prin fața sau prin spatele autoturismului. Da, zona e acolo ar trebui specific. o bandă, într-adevăr, care să preia aceste... Țineți minte că poate ați prins dumneavoastră această stradă când era în ambele sensuri, când se circula în ambele sensuri. Da. Da, exact. Și atunci nu a fost o problemă că nu era parcare, dar atunci era o problemă când ieșeau autoturismele de pe strada Chiristigii, da? Pentru că de pe strada Pietroasele, nu Chiristigii, și atunci se crea altă dificultate. Acum, într-adevăr, este bine dacă ar fi o altă bandă de circulație, am putea să lărgim, să putem o bandă de stocare a celor care opresc să își lase copiii pentru... Bine, telespectatorul sau telespectatoarea, se punea problema de să li se interzică șoferilor să mai intre cu mașinile la poarta 2. Să mai intre cu mașina, da, într-adevăr. Deci chiar așa este că de acolo se este și foarte greu. Deci eu asta este greu și, dacă nu ești atent, acolo trotuarul e foarte scurt. Da, bineînțeles. Acolo colțul intersecției este cu tot una cu trotuarul acolo. Da. Deci de până este asfaltul... Doamne, ferește, se poate întâmpla orice. Nu s-a întâmplat acolo accidente. Nu s-a întâmplat, dar... Mai ales că este trotuarul și foarte îngust în zona respectivă. Bine, te obligă să mergi încet. Și încet, exact. Da. Dar chiar acolo să intri cu autoturismul nu mi se pare ok. Doar poate să intre cei care merg în spatele, să-l parcheze în spatele blocurilor acolo, în spatele garsonierilor. Altcineva zice așa că în Broșteni este o trecere de pieton lângă o stație PECO, da, ce duce într-un gard. Cred că ar trebui mutată lângă intersecția cu ITP, e acolo stația, da, da, ITP. Da, știu unde spune. Pentru că este folosită de persoanele din cartierul respectiv. Da, cred că este bună soluția, mai ales că în zona respectivă, pe partea dreaptă, nu este trotuar. Deci pe partea stângă, pe partea dreaptă, da, pe zona aceea cu stațiile, cu casele, nu cu blocurile, nu există trotuar. De foarte puține locuri, în foarte puține locuri este trotuar acolo. Într-adevăr, e posibil să ajungă... Da, o să gândim acest lucru. Mai aproape de un supermarket, tot pe Broșteni. Da. E o altă trecere, da, de pieton, altă care trecere e cam periculos, da, ca vizibilitate. Da, ca vizibilitate, că este stația de autobuz. Da. Zice altcineva, nu credeți că ar fi necesar ca pietonul să se asigure la trecerea de pietoni când o mașină se apropie? Pietonul nu are nicio vină când pur și simplu se aruncă pe trecere chipurile, e dreptul lui. Educația nu e făcută, iar poliția alege vinovat doar șoferii.
Da, aici o să-l contrazic pe telespectator. De ce? Pentru că educație facem, mergem noi. Eu personal fac lucrul acesta și toate activitățile. Nu, cred că se referea la pieton în general, că nu au educație. Da, ideea care este că educația asta o capeți în timp. Ai cei 7 ani de acasă, spui bună ziua când ai întâlnit un om pe care îl cunoști sau ți îndrepți capul în altă parte. E așa și cu educația asta rutieră. Dacă o ai de mic și vorbeam chiar astăzi cu un grup țintă, dacă eu mă urc în autoturismul meu, conducător auto, tata al copilului meu, și nu port centura de siguranță, când am plecat de pe loc, nu port centura de siguranță, copilul meu ce va face când va avea 18 ani? Va face același lucru? Pentru că o să zică, tatălui meu nu s-a întâmplat nimic cât a condus autoturismul. Dar dacă copilul acela vede că eu îmi pun centura de siguranță, când ajunge la vârsta care trebuie și stă în partea dreaptă sau stă în spate, că acum este obligatoriu, bineînțeles, și în spate, îl spui, nu plec de pe loc cu autoturismul până nu pui centura de siguranță. În condițiile acestea se învață, dar dacă eu, când ajung ca pieton fiind, copilul de mână, ajung la trecerea de pieton, văd că este roșu și traversez pe roșu, atunci ce înveți pe copii? Ce înveți? Exact de asta vorbesc, de educație. Pentru că trebuie să învățăm și lucrurile acestea și de acasă și de la școală, și noi polițiștii facem lucrul ăsta. Eu nu fac lucrul ăsta. Într-adevăr, la trecerea de pietoni obligativitatea. Deci ni se permite să traversăm în siguranță pe trecerea de pietoni. Este o discuție foarte mare. Eu le spun copiilor acest lucru. Ce este mai important? Că atunci când eu vin polițistul, cercetez accidentul și văd că acel conducător auto a încălcat regula asta, nu a acordat prioritate de trecere pietonului respectiv, că avea acest drept în zona respectivă. Dar eu am rămas cu sechele. În cel mai rău caz am avut o mână ruptă, un picior rupt. Adică am dreptate pe trecerea de pietoni. De ce să nu mă asigur? Când a fost accidentul acum 3 ani de zile, cel de la Limpezici, poate v-am dat exemplu acesta, am scos copiii din, după, la câteva timp după aceea, am scos copiii din școală, cei cât erau mulți, puțin, că nu sunt foarte mulți în mediul rural, să-i învăț să traverseze. Și le-am spus, până nu oprește autoturismul, și cel de pe banda întâi sau pe acostamentul modernizat și cel de pe sensul tău de mers, nu vă angajați în traversarea străzii. Da? Este bine, nu este obligatoriu să faceți lucrul ăsta, dar este bine pentru siguranța voastră. Ați ajuns până la axul drumului, vă uitați în partea dreaptă și vedeți dacă și celelalte autoturisme au oprit, ca să vă permită trecerea. De același lucru mi sfătuiesc, le recomand, deci este recomandare, ca fiecare dintre noi să facem lucrul acesta. Noi ca pietoni n-am mai fi implicați în evenimente și conducătorul auto, care trebuie să aibă obligativitatea de 30 de km la oră, la trecerea de pietoni, să fie atent la ceea ce se întâmplă. Aici e o întreagă discuție și îi dau dreptate și telespectatorului că există pietoni care, da, tocmai pentru că au inoculat în minte această idee, e trecere de pietoni. Eu am prioritate, nu sunt atenți, mulți dintre ei nu sunt atenți, nu se uită, mă rog, vorbesc la telefon, se închină unii dintre ei. Deci când, bine, e foarte bine că se închină, n-am nimic împotriva faptului că se închină, dar să te oprești, să începi, cum se întâmplă în zona Episcopiei, repet, doamne, chiar n-am nimic cu ei, să se închină, nu asta e problema. Problema e că atenția este distribuită în altă parte, dar ei, conștienți fiind că e o trecere, s-aruncă și se întâmplă, dar bine, tu ca șofer, într-adevăr, ai obligația să reduci viteza în zona trecerii de pietoni până la evitarea oricărui accident, da? Oricărui eveniment. Asta e. E mai bine când oarecum citești așa în trafic pietonii care sunt și șoferi. Bineînțeles, că atunci se uită, se asigură. Dar am avut accidente când pietonul a ajuns nu pe mijlocul mașinii, a ajuns în lateralul autoturismului. Și soluția parchetului a fost aceeași, neacordare de prioritate. Exact. Deci am avut asemenea copii care, am avut copil care a ajuns la oglindă. La oglindă în partea dreaptă și conducătorul auto a stat 90 de zile pentru a avut dreptul suspendat, chiar dacă... Am avut și zilele astea un caz pe Marghiloman, un bătrân care a fost accidentat pe trecerea de pietoni. Da. Da, bine, acolo tot așa, din imagine se vede că domnul respectiv nu prea s-a uitat. Dar nici șoferul nu a fost atent. Și acolo e dosar, tot așa, cu dosar penal. Bineînțeles, când este accident cu victimă, se face dosar, parchetul de soluție, ori dă soluția de clasare, ori soluția de înaintare la judecătorie. Bun, altcineva zice așa, ce se întâmplă, când vor fi realizate vreodată sensurile giratorii de pe Munirii și la Drăgaică?
Da, este o discuție... Mă rog, să tot vorbești despre ele. Despre ele, da, e o discuție, m-am spus cum se fac această sistematizare municipiu prin acele comisii și acolo se stabilește exact și probabil trebuie să existe și banii necesari pentru a putea să realiza acele sensuri giratorii. Cred că ar fi binevenite, pentru că acolo nu traficul pietonal nu e foarte intens ca în zona supermarketurilor și mai ales cel din bariera Ploiești, acolo, nu spun de cel de la Drăgaie, de acel din bariera Ploiești, cred că ar rezolva multe din probleme, pentru că ar fluidiza circulația și tot timpul s-ar circula în zona respectivă. Probleme cu cei de la Maxi Taxi? Probleme, toată lumea este nemulțumită, cum bine știți, de faptul că aceștia merg între stații în anumite perioade încet, foarte încet de multe ori, mai ales de la semafor, ați văzut și dumneavoastră că pleacă după ce deja verdele s-a prins de mult. Vreau să vă spun că avem acțiunile pe care noi le desfășurăm, spun că două pe săptămână cel puțin. De multe ori am ținut și am avut și o săptămână în care acești conducători de maxi-taxi, acești taximetriști, nu numai conducătorii de maxi-taxi, sunt sancționați că vorbesc la telefonul mobil, că fac alte, desfășoară alte activități și că opresc între stații. Ați văzut că la colțul de intersecție, acolo unde nu este stație, sunt sancționați pentru acest lucru. Sperăm, mai ales că au și depășesc și capacitatea, numărul de loc, cât ar trebui să ia în acest mijloc de transport în comun. Tot pentru siguranță o facem, nu pentru altceva. Sperăm, eu știu, prin aceste măsuri și prin altele și ca ei să înțeleagă și faptul că trebuie să gândească la siguranța cetățeanului. Acum, de curând, mi-a spus un cetățean care în particular vorbesc că chiar fumează acești conducători de maxi-taxi în timpul acestor călătorii și i-a adus la cunoștință șoferului de maxi-taxi. Ce, că n-are mai voie. Să-l dea jos. Exact, da, mare lucru de dat biletul înapoi și îl cobora din maxi-taxi și într-adevăr sunt probleme pentru că ei consideră că fac lucrul acesta, pentru ei este ceva normal. Eu intră în meseria lor, ca să spun așa, sancțiunea, vorbesc de sancțiune. Da. Să sancționați de către noi polițiști. Sperăm totuși, nu mai e ce a fost odată, dar totuși mai sunt indisciplinați în trafic. Apropo de indisciplină, altcineva zice așa, mai intrați în șoferii care parchează la șaurmeria de pe Spirul Haret. Da. Perfectă dreptate, sunt paraleli cu... Da, zic, nu, achiesez. Da, au perfectă dreptate în zona respectivă. Până și mie îmi place șaurma, sincer. Dar nu las mașinile pe acolo. Dar problema pe lângă faptul că acolo e un fenomen, într-adevăr, și cu parcările. Dar bine, n-are nicio legătură cu activitatea noastră, dar ce rămâne în urma lor, deci nu, așa ceva, este. În parcul ăla acolo, care păcat de el. Exact. Acolo e un monument istoric, băi, șaurmarilor. Așa este, care sunt o mizerie de multe ori. Mâncătorilor de șaurma. Da. Sunt niște coșuri de gunoi în parcul ăla. Dacă sunt pline în refuz, nu dați pe lângă, că nu e... Mă rog, și în jurul, pe acolo, pe Spirul Haret. Bun, asta e rugămintea, să mai intrați în ei. Da, au perfectă dreptate, chiar... Sunt multe din activitățile noastre care se desfășoară acolo. Propun să se facă o campanie de educare a pietonilor, chiar dacă e trecere de pietoni, să se asigure. Rog poliția să se implice, zice cineva. V-am spus, campaniile noastre sunt începând de la copiii de grădiniță până la copiii de până la adolescenți, pentru că aici putem să lucrăm și le spun lucrul acesta, să se asigure, chiar dacă nu e obligatoriu, înainte de a traversa stradă. Bun, avem o intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Bună seara și invitatului dumneavoastră! O întrebare pentru domnul comisar. Vă rog! Domnul comisar, ce am putea face? Eu sunt un conducător de o motoscooter. Cu acte, regulă, circul regulamentar în zona industrială. Știți ce este acolo? Garnitura aia de tiruri la fabrica de ulei acolo. Da, pe partea dreaptă. Da. Așa, bun. Sunt obligat să mă încadrez pe banda a doua. Da. Bun. Și din spate sunt șicanat de șoferi de mașini. Sunt șicanat. Nu pot merge nici pe lângă tiruri. Când m-am trezit cu o ușă deschisă în față și... Exact. Mă dădea peste cap și circul și eu regulamentar pe centru benzi. Da. Așa, circul cu viteza legală. Corect. Și stânci și canat și înjurat și
jignit de toți șoferii. Ce aș putea face? Da, deci dumneavoastră... Mulțumim dreptul. Pentru intervenție, mai aveți ceva de precizat? Nu. Mulțumim încă o dată pentru intervenție și vă felicit că luați atitudine, că tot vorbeam de bicicliști, la fel pățesc da, și mulți oameni numărul, care... Da, numărul persoanelor care conduc mopede s-a împuținat față de anul 95-96, când nu mai era obligativitatea permisului de conducere. Acum, v-am spus, sunt foarte puțini mopediști, dar pentru că este un vehicul asimilat motocicletei, acum trebuie să-l respectăm și pe acest conducător auto, pentru că pe banda pe care circulă, înainte aceste mopede trebuiau să circule exact ca bicicletele lângă bordură. Asta este. Și acum ar fi regula ca un motociclist, de exemplu. Exact, pentru că este ca o motocicletă, chiar dacă dezvoltă o viteză, că de asta era, dezvoltă da. O viteză redusă față de o motocicletă, față de un autoturism. Acum, bun, ce poate să facă dânsul? Nu știu, să... Dânsul nu, trebuie să respecte regulile de circulație cu privire la depășire, pentru că acolo, de pe banda dânsului, trebuie să depășească acele autotiruri. Și atunci trebuie să-și ia când depășește un obstacol, da, să ai din timp, da, bine, asta nu se problemă, dar să ai o distanță față de obstacol de vehiculul depășit. Și atunci, dânsul face foarte bine, nu trebuie să ia în seamă ceea ce spun ceilalți participanți la trafic. Poate că găsești unul ăsta care ignoră total. Da, și poate să-l împingă și din spate, că nu se întâmplă o mare tragedie. Da, aici are dreptate. E prima dată când am auzit treaba asta, vreau să vă spun. Să dea peste cât mai puțin de oameni care nu prea știu deci regulile. Deci trebuie să-i respectăm, asta vreau să spun, trebuie să-i respectăm pe aceștia, că suntem participanți la trafic, pietoni, bicicliști, căruțași, mopediști, motocicliști. Deci nu trebuie să-i înjurăm sau să-i alungăm de pe șosele. În niciun caz. Când se va face ordine cu autoturismele, zici altcineva, vă întreabă, cu autoturismele parcate în stațiile de autobuz, să nu mai dați pe poliția locală? Adică ar fi anticipat un răspuns în care nu s-a dat? Niciodată. Am spus că intră în atribuțiile poliției locale să sancționeze tot ce este static. Vorbim de opriri, staționări și de accesul interzis. Da? Ne ajută și ei în activitatea noastră pe care o desfășurăm, pentru că de foarte multe ori noi suntem prinși cu alte activități, accidente rutiere, eu știu ce alte apeluri de 112 și trebuie să desfășurăm activități. Și atunci ne ajută și pe noi în condițiile acestea, mai ales că ei au doar acest atribut. Eu asta am spus, au atributul acesta să rezolve treaba aceasta cu parcările. Mai ales că acum au devenit mai activi. Da, exact. Și chiar i-am văzut foarte și de dimineață, ca să spun așa, sunt în zonele unde se întâmplă lucrul ăsta. Dar poliția rutieră sancționează ce se întâmplă? În aceste stații de mijloace de transport în comun, pentru că e firesc să te cobori în siguranță, să pleci în siguranță din zona respectivă și trebuie să ai loc unde să oprească acel autobuz și acel maxi-taxi, bineînțeles. Și dacă sunt mașini parcate, nu ai cum să faci lucrul acesta. Bun. Dacă acționăm pe Bulevardul Unirii, că am făcut și acest experiment, ca să-i spun așa, pe sensul de mers, pentru că nu poți să ai atâtea echipaje să acționezi și pe o parte și pe cealaltă. Dacă mergem pe un sens de mers dintr-o parte în alta și facem ordine, ca să spun așa, punem afișe în geam, că de fapt asta trebuie să facem dacă nu găsim autoturismul, nu găsim conducător auto în autoturism, ca să ni se comunice cine a parcat autoturismul acolo. Da? Ajungem pe partea cealaltă, să zicem că în zona respectivă, ați văzut și dumneavoastră, vin oamenii și scuzați, plec acum sau eu știu ce se întâmplă, noi atunci îi chemăm, le luăm actele și rezolvăm treaba foarte repede ca să putem să degajăm, plecăm dintr-o zonă și ajungem pe sensul celălalt, în zona respectivă unde am fost și am făcut curățenie, ca să spun, au venit alții. Da. Asta este ideea, că ține până la urmă și acest lucru de o anumită, dar toată lumea de o educație rutieră, de un respect până la urmă. Un respect în trafic pentru... Da. Și când te gândi numai la problema ta... Exact, trebuie să ne gândim peste la toți. Gândește-te unde să lași mașina. Exact. Asta e, trebuie să ne descurcăm. E drept că în municipiul Buzău nu sunt locuri de parcare. Exact. Dar faptul că ne plângem de chestia asta nu te exonerează de faptul că trebuie să sunt anumite reguli. Nu petrecerea lui pieton, nu mijloace de transport în comun, nu în colțul intersecției, pentru că ieșim toți. Ieșim toți, exact. Am mai pus un, da. Trebuie să te gândești și la cel care este. Există o limită. Ați văzut pe strada Independență
atenție, dacă vrei să mergi, nu poți să ieși de în capăt acolo, nu poți să ieși pe viitorul. În niciun caz. Da. În niciun caz, că te asiguri, trebuie să ieși cu un autoturism ca să te uiți, să te asiguri și poți să fii tamponat. De asta vă spun că contează foarte mult lucrurile acestea, chiar dacă sunt banale, ca să spun așa. Da, bun. Pe final de emisiune o să difuzăm acel calup, după care revenim pentru concluzii, un calup cu mai multe spoturi preventive pentru participanții la trafic. Le urmărim, după care revenim și comentăm. Precizare, nu foarte, montajul nu este foarte wow, este, nu e deloc extraordinar, însă mesajul este foarte simplu la obiect, adică sunt niște reguli simple, minime, ce bine ar fi. Da. Cineva nu cred că e mulțumit de răspuns și zice, vă întreabă dacă nu aveți competențe la codul rutier vis-a-vis de stațiile de autobuz, de aruncați și pe poliția locală? Nu, probabil. De aruncați pe poliția locală. Am spus, dar chiar am spus că... Da. Nu le aruncă, pur și simplu am zis că au atributul acesta, doar atributul acesta. Bun, domnul subcomisar Nicula, vă mulțumim pentru prezență, pentru detaliile oferite. Mai era cineva care zicea să-mi mai dați amenzi și în zona centrală. Da? Acum, în zona centrului, cred că tot la parcări. Sigur, cu siguranță. Cred că tot la parcări. Da, vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Mulțumim de invitație și oricând cu plăcere. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Rămâneți pe Campus TV. În câteva momente vă aștept cu un subiect în exclusivitate. Ce a mai descoperit camera de conturi la primăria Buzău și are legătură cu vechea conducere din Palatul Comunal. Rămâneți așadar pe Campus TV.